Tot astăzi o să vorbesc și despre liderii țărilor din G7, cei care caută soluții noi să-l oprească pe Putin, dar cu mai multe detalii venim imediat. Din nou, la știu, unde vorbim despre liderii țărilor cel mai puternic industrializate, G7. Ei caută, spun noi, soluții ca să oprească războiul din Ucraina și pe Putin. Una dintre ele este cea economică. Biden, Macron, Boris Johnson și ceilalți vor să impună un preț maxim pentru petrolul cumpărat din Rusia. Măsura ar duce la controlarea inflației, dar poate fi dificil de aplicat la nivel de Uniunea Europeană, care are state membre dependente de petrolul din Rusia. Până atunci, sfatul este să facem economie de energie. În Franța, marile companii energetice au cerut întreprinderilor și populației să reducă imediat consumul, iar în Japonia, lovită de un val de căldură, oamenii au fost rugați să închidă luminile, nu și aerul condiționat. În Germania, liderii mondiali au admis că există și varianta militară de a stopa invazia, așa că țările G7 au promis sprijin militar Ucrainei atât timp cât este necesar. Biden este primul care acționează, trimite la Kiev un sistem de apărare antiaeriană modern. The G7 supporters of Ukraine around the world have to continue to help the Ukrainians to rebuild their economy, to get their grain out, to export their grain, and of course we have to help them to protect themselves. La primele discuții, liderii G7 au ironizat atitudinea macho afișată de Putin de-a lungul timpului. România face și ea un pas mic pentru tranziția la energia verde. Guvernul american alocă încă 14 milioane de dolari pentru implementarea unei centrale cu reactoare modulare mici. Proiectul va aduce și 6.000 de locuri de muncă în Statele Unite și în România. Precizând că România este singura țară din lume care a acceptat acest tip de centrale experimentale. Suntem obligați să observăm și acest lucru pentru că, ia uite, noi ne asumăm ce poate alții nu îndrăznesc, se tem să o facă. Uite, Pufi, că am găsit punctul G, da, și fără Vladimir Putin anul ăsta. Fără Putin prezent fizic, atenție, că l-au pomenit, nu s-a mai putut. Și la discuțiile de miștouri, da, legate de sesiune foto la bustul gol, și la discuțiile serioase legate de sancțiuni, de petrol, parcă nu mai... E ca un fel de fostă iubită, știi? Și după aia să te întâlnești cu prietenii, cu prietenele și vorbești numai despre fosta iubită. Cam așa au fost primele momente de summit G7. Hai să mergem să discutăm acest subiect și cu Bogdan Micu, investitor și antreprenor în serie, are afaceri de milioane de euro și uite, bine ai venit printre noi, Bogdan. Vreau să te întrebăm pentru că vedeam aceste discuții ale șefilor lumii adunați acolo, vorbesc despre Putin, despre Sacou, adică este ca o chestie, din punctul meu de vedere, la mișto acolo, se întâlnesc unii oameni, aceste summituri adună bugete, niciodată nu e nicio transparență aici, nu știm ce bugete sunt, milioane, zeci de milioane, sute de milioane de euro la un astfel de summit axat pe 3-4 zile. Sunt speculații că este chiar de ordinul sutelor de milioane dacă ne gândim la securitatea care trebuie asigurată, transportul, de exemplu, Biden din Statele Unite, Trudeau din Canada și așa mai departe. Și atunci îi vedem pe acești oameni care vin, se adună și spun, este foarte greu, suntem printr-o criză, suntem îngrijorați. Cerem prea mult de la ei când noi pretindem ca ei să fie cei care vin cu soluții? Măi, da, cred că trebuie să avem niște așteptări destul de mari de la ei, pentru că ei au puterea de a decide asupra viitorului nostru și economiei noastre. În același timp, cred că oricât de mult ne-am dorit ca ei să vină cu toate soluțiile, niciodată conducătorii nu au toate soluțiile. Adică, da, poate că de multe ori dacă stăm la masă și discutăm noi ce am și făcut eu în locul lui, mi-ar fi venit niște idei. Dar cred că de multe ori nu știm toate informațiile. Gândește-te că, nu știu, zic și eu, trebuie să iei o decizie asupra, nu știu, ziceați de Ucraina, că trimit niște arme acolo. Poate că din exterior pentru noi sună, băi, nu mai trimiteți arme că războiul se tot prelungește. Dar ei la masă aia poate au niște informații care, de care nu știm
de la, știu, serviciile secrete sau ceva, cum că dacă nu trimit arma respectivă, atunci se întâmplă ce știu ce nenorocire. Și asta nu pot să ne-o spună, pentru că sunt informații confidențiale la nivelul lor. Dar ce am învățat este că niciodată ceea ce se întâmplă nu e la fel cu ceea ce pare că se întâmplă. Adică noi poate vedem că ei zic că, nu știu, că vine o criză sau că aveți, dar ei iau mult mai multe informații care nu le comunicăm. Și atunci eu cel puțin sunt destul de rezervat în a încerca și să judec ceea ce fac sau ce zic, pentru că eu nu am informațiile care îi leau și atunci sunt practic în afara poveștii. Păi da, rezultatele le putem judeca. Bun, hai să vorbim de ceva ce te privește direct atunci. S-a discutat foarte mult despre criza energetică. Știm că tu ai un business care își centrează atenția pe energia verde. Cum vezi toate aceste declarații ale lor? Am aflat azi că domnul Biden ne dă niște termostate smart, da, să le instalăm noi aici în Uniunea Europeană, 1,5 milioane de termostate, ca să fim mai eficienți energetic. Și cum spunea și Hofi în știrea de mai devreme, ne recomandă să reducem consumul. Asta a fost soluția lor la criza energetică. Da, asta cu energia este o problemă super mare. Mult mai mare decât pare, adică dacă se va duce până la capăt și într-adevărul și vor tăia gazul, părerea mea că criza din 2008 a fost mic copil peste cel pe față de ce va veni. Și până la urmă urmei, noi toți știam că suntem dependenți de ruși, știm asta de 50 de ani și cumva ne-am gândit că nu se va ajunge niciodată aici. Deci, într-un fel, este vina noastră că am rămas dependenți de gazul rusesc și acum asta e consecința. E un șantaj la care trebuie să-i facem față. Nu știu dacă este vreo soluție. Dacă mă întrebați pe mine, fiind domeniul în care lucrez, cea mai apropiată soluție reală este cărbunele. Pentru că este singura sursă de energie care poți să o pornești repede. În ideea în care mai sunt centrale care merg și la noi, nu mai știu de curând, au mai fost scoasă o termocentrală din asta imensă, a fost scoasă la licitație și pusă pe cutuci. Cred că ele sunt și eu, chiar dacă sunt poluante și na, eu sunt unul din exponenții tranziției către energie verde, trebuie să fii cu capul pe umeri. Adică nu e vorba, tu îți faci tranziția către energia verde, dar nu punându-te în pericol ca siguranță națională. O perioadă susții mai multe tipuri de energie, chiar dacă la un moment dat ai supraproducție, pentru că e vorba de siguranța ta națională și de independență energetică. Nu sare așa înapoi și după aia vezi dacă ai colac. Deci aici, de bine de rău, cred că cărbunele este soluția pe termen scurt. Și după aia, sigur, vor fi investiții în sisteme noi de generare și alternative gen verzi și hibride, dar va mai dura și pentru anul ăsta, anul viitor, dacă rămâne conflictul cu Rusia, ce se întâmplă acum este mic copil. Mulțumim, Bogdan. Propun să continuăm acest subiect, dar vom lua înainte o pauză și ne-l așteptăm alături de noi pe Cristian Hostiuc pentru o analiză mai amplă din punct de vedere al crizei economice care se lasă asupra noastră. Ne uităm în buzunar puțin. Înapoi la știu, subiectul zilei, atenție, îngrijorare, ne spun liderii G7, ne paște o criză, mai voilat, așa o spun. Hai să vedem ce spune directorul editorial de la Ziarul Financiar, colegul nostru Cristian Hostiuc. Bună seara, Fini! Salut! Te-am citit azi noapte vis-a-vis de criză, am pomenit și noi mai devreme de criza din 2008, da? Economiștii se specializează analizând și comparând crizele astea. Noi crezi că am învățat ceva din criza din 2008, astfel încât să nu repetăm greșelile de atunci? Și tu, și Hofi, și eu sigur n-am învățat. Și cu atât mai mult, cu atât mai puțin, conducătorii noștri nu au învățat ce s-a întâmplat în 2008 și cum ar putea să facă ca această criză să fie mult mai ușoară. Deci nu învățăm din crize și de altfel până la urmă nimeni nu învață din aceste crize. Învață doar cei care fac bani din aceste crize. Noi nu vrem să facem bani. Doamne ferește! Nu, vreau să zic că sunt foarte multe lucruri asemănătoare cu 2008, dar sunt
foarte multe lucruri care sunt mult mai bune față de 2008. Și eu cred că suntem într-o situație în care lucrurile sunt mai bune față de 2008. Și aș dori să le trec în revistă. 1. Salariile sunt duble sau de 3 ori. Nu mai depindem de finanțare în valută. În 2008, 70% din economia românească, companii, stat, noi, ca și persoane fizice, depindeam de valută. Acum depindem de lei. Există, economia României este mult mai puternică față de atunci. Da? Și dovadă că, de exemplu, în acest an, România va registra paradoxal cel mai bun an economic din istorie, cu un PIB de 260 de miliarde de euro față de 130 de miliarde de euro cât am avut atunci, în 2008-2009. Unde avem mari probleme? Avem probleme legate de deficitul bugetar, care este foarte mare, total nesustenabil, deficitul comercial, care este mult mai mare decât în 2008, adică deficitul comercial înseamnă diferența dintre exporturi și importuri. Deci noi importăm într-o veselie, importurile depășesc exporturile cu peste 20 de miliarde de euro și criza de acum pare să nu poată să oprească aceste importuri. Statul nu a pus bani deoparte. Noi în criza din 2008 am trăit din banii din vânzarea BCR, care s-a epuizat foarte repede, după aia a trebuit să ne ducem la Fondul Monetar Internațional. Acum, dintr-o perspectivă bugetară, suntem într-o situație mult mai critică. Păi cred că te întrebăm ce mai vindem acum, nu? E, să știi că mai e ce să vinzi. Ai vândut hidroelectrica, mai poți să mai vinzi ceva din rom, gaz, din oil terminal, adică nu, să știi că nu s-au epuizat activele statului. Deci chiar pe bune se potrivește expresia aia, ce face românul când n-are bani, schimbă 100 de euro, la fel da, și... Da, să știi că da. Plus că între timp, apropo, noi ne-am uitat, adică între timp s-au mai vândut terenuri, s-au mai făcut blocuri, s-au mai învârtit bani negri, piața de videocet, România fiind un important furnizor de videocet în Europa, merge din plin, se poate lucra de acasă și nimeni nu știe de banii încasați, plus că există această piață a criptomonedelor. Unii au reușit să-și cheșuiască, alții mai stau și mai speră, dar totuși s-au învârtit niște bani negri foarte mulți care susțin mașinile care merg pe stradă, călătoriile cu avionul, susțin terasele pline. Deci noi suntem într-o criză, că suntem într-o criză, îndreaptă ne îndreptăm spre recesiune și străzile sunt pline, terasele sunt pline, festivalurile sunt pline, da? Deci sunt bani. Fine, eu vreau să scoatem, adică să mergem cu discuția, vreau să vedem mai în mare și știi ce mă gândesc? Dacă, uite, în 2007, luai un, 2008-2007, luai un pământean, da? Și îl duceai pe lună și îl aduci astăzi acum, în momentul în care discutăm și vede cum arată lumea de astăzi, nu o recunoaște deloc, în primul rând, din punct de vedere tehnologic, la cât de mult a evoluat tehnologia nouă, poate ni se pare că nu este chiar așa, că am trăit zi de zi cu fiecare progres, însă distanța este uriașă, cei 14-15 ani sunt mincinoși, este mult mai mult de atât. Și vreau să întreb, oare cumva vom ajunge și la o criză ideologică a tehnologiei, adică poate fiecare criză are un specific al ei. Criza de acum va aduce o cu totul altă lume după ce ea trece? Stai că încă n-am ajuns bine la ea. Mie mi-este frică de o lume extrem de violentă din cauza foametei, mai ales în zona Africii. Mi-este frică de părerile care sunt la pol opus. Tu ai o părere, eu am o părere, Alex are o părere și toți scoatem pistoale pentru părerea noastră. Adică nu mai există cale de mijloc. Noile generații care nu sunt generația Z, nu este obișnuită cu acest gen de crize, au trăit numai din venituri în creștere, veniturile părinților, salarii în creștere și nu știu cum se pot trezi peste noapte fără un job și cu o tăiere a salariului poate cu 25%. Oricum, să știi că salariile sunt tăiate de inflație.
Ceea ce ne salvează acum de o tăiere efectivă fizică, ca să zic așa, tăiere reală, este inflația. Noi acum salariile noastre sunt tăiate cu 15%. Mulțumim, Fini, că... Nici am reținut eu din asta, video chat-ul ne salvează.